De ți-întorci astăzi privirile, nu se poate să nu realizezi confuzia care a cuprins societatea la toate nivelurile sale de dezvoltare. Oameni care aleargă bezmetic dintr-o parte în alta, oameni care, deși aparent au un scop în sine, reduși la esența lor, pare să că și-au pierdut esența. Vieții. Și au pierdut cadența în a se înțelege pe sine însuși, pe sine înșiși. Și aleargă într-o constantă vânare de vânt. Într-o situație asemănătoare, Domnul Iisus Hristos și-a strâns ucenicii și le-a spus în mod esența, cheia care îi va duce către adevăr. Dacă rămâneți în cuvântul meu, a spus Domnul Isus. este înregistrat în Ioan capitolul 8, versetul 31 în jos. Dacă rămâneți așadar în cuvântul meu, sunteți Într-adevăr, ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Acesta este textul cheie de la care vom pleca în înțelegerea pentru două săptămâni de aici înainte. A tainelor lui Dumnezeu grefate în jurul. A ceea ce noi numim sărbătoarea pascală. Astăzi, după cum știți, lumea întreagă sărbătorește intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. Se mai numește Săptămâna sau Duminica Floriilor. Se mai numește Intrarea Triunfală în Ierusalim. Și sunt o sumedenie de nume. Oameni care privesc către cu totul alte elemente decât acele care sunt inserate în cuvântul lui Dumnezeu și în, în, în tainele sale. Omenirea a transformat astăzi ă, știința lui Dumnezeu în atracție fizică. Este o ocazie bună pentru oameni astăzi să facă din această zi o zi onomastică, să se serbeze pe ei înșiși, uitând de cel care stă ca fundație, ca fundament în spatele acestei sărbători. Oamenii de rând găsesc astăzi o ocazie să își viziteze rubedeniile fără să se mai uite la cel care a fondat toate acestea. Găsesc astăzi oamenii ocazii să bea să sărbătorească în moduri care mai de care mai indecente. Ei bine, întrebarea de la care plecăm ce sunt toate aceste taine și de ce au fost instaurate de Dumnezeu la momentul respectiv. Dacă veți înțelege ceva în această dupăamiază, e bine, esența pe care aș vrea să vă notați pe frontispiciul eh, mentalității cu care veți pleca de aici este aceea că Dumnezeu și-a organizat. În planul său, fiecare detaliu într-un mod atât de precis încât el este sincronizat cu spațiul și timpul, de așa manieră încât nimic nu este la întâmplare. Și iată de ce spun lucrurile acestea. La un moment dat, când Domnul Isus Hristos intră în Ierusalim, pentru că de aici plecăm, oamenii au început să cânte și găsiți asta înregistrat în Luca, uh, capitolul 19, versetul 38. Ei au început să cânte și să strige, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Pentru cei care cercetați atent cuvântul lui Dumnezeu, știți că acesta este un citat din psalmul 118. Ei bine, psalmul 118 încheie ceea ce noi numim în cultura evrească cântările halel. De la psalmul 113 la psalmul 118 inclusiv sunt cântările halel sau cântările de aleluia, așa cum le numiți domniile voastre în limba română. În fapt, de aici se și trage în limba și în cultura românească acest concept, aleluia. Haleluia înseamnă slavă lui Jehova sau slavă celui Bra înalt. Așadar avem acești oameni care cântau Domnului Isus Hristos uh, un fragment din psalmul 118. Interesant este că au auzit și învățătorii legii aceste osanale aduse Domnului Isus Hristos. Și voi dezvolta puțin mai târziu și săptămâna viitoare de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar vreau să subliniez textul de la care vom pleca și vom culege bogăție în această perioadă de timp, și anume fariseii s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos și i-au spus, rabine, învățătorule, ce arătăți Replica Domnului Iisus Hristos stă ca și fundație, așadar, pentru tot ceea ce vom învăța de astăzi înainte. El le-a răspuns, vă spun, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Este un cuvânt plin de sens și pe care îl trecem repede cu vedere. Aș vrea să vă atrag atenția citând pe însuși Domnul Iisus Hristos care ne-a spus că El n-a venit să strice nici legea, nici prorocii pentru că în fapt, nimic nu este scris la întâmplarea în Cuvântului Dumnezeu. Nici măcar o literă, nici măcar un semn de punctuație. Toate sunt puse acolo pentru ca noi să avem învățătură din ele. V-ați pus întrebarea de ce a spus Domnul Isus Hristos această sentință? Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga? Ei bine, avem aici două componente, una științifică și una istorică. Din punct de vedere științific, Spuneți-mi, vă rog, dacă ați auzit despre siliciu până acum. Siliciu este o componentă, pe lângă faptul că este e, e, un element care se găsește în natură, un element care face parte dintr-un întreg amalgam chimic folosit în e, electricitate și în electronică. Siliciul este o componentă folosită în mod special în știința, informatici. Cine are un computer, un calculator acasă, ei bine, știe că în acel computer aveți două componente, două tipuri de componente, o parte hardware și o parte software. Adică aveți un computer mecanic, toate componentele acelea electrice, electronice, toate piesele care îl pun în valoare, și apoi aveți un soft, un program care este rulat în acela, în acel uh, computer. Ei bine, pentru fiecare componentă electronică îți trebuie o materie primă numită siliciu. Siliciu are o capacitate fabuloasă de a memora date, de a memora impulsuri electrice. Așadar, siliciul este la baza multor componente din computer. Știți că pietrele au memorie? Pe unde vei trece, vorbele tale vor rămâne impregnate în pietre. Și făcând o paralelă aveți grijă ce și cum vorbiți, pentru că va veni timpul când pietrele vor depune mărturie, fie pro, fie contra voastră. Acum, pornind de la această descoperire așadar științifică, hai să mergem puțin către cea istorică. De ce ar fi putut spune Domnul Iisus Hristos acest aspect? Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Trebuie să te duci mult înapoi în timp și să înțelegi cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu și de ce noi suntem aici acum făuriți de Dumnezeu. Așadar trebuie să înțelegi cine e Dumnezeirea, cine ești tu și de ce ești aici. Și in extenso de ce l-a creat toate aceste lucruri. Ei bine, mergând înapoi în Geneza, în prima carte a Bibliei, vei găsi acolo niște concepte extraordinare în modul în care Domnul Iisus Hristos grefează creația Lui. Apoi, Aceleași concepte sunt folosite în momentul în care El își prezintă legile sale către poporul ales, apoi către noi astăzi. Citind în Biblie, vei înțelege faptul că Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a creat toate lucrurile, a sincronizat totul de așa manieră încât fiecare element al acestei lumi să-l reprezinte pe el, să puncteze către el, către Domnul Isus Hristos. Și în momentul în care el a prezentat, s-a prezentat pe sine însuși poporului evreu, le-a oferit acestora legile sale, ca să nu-l uite pe Dumnezeu. Și împreună cu legile sale le-au oferit șapte sărbători sfinte. În aceste sărbători urmând să se întâlnească cu ei. Fundația pentru tot ceea ce vă povestesc acum se găsește în Levitic, capitolul 23, pentru cei care doriți să studiați acasă. În Levitic, capitolul 23, este practic instrucțiunea Domnului Iisus Hristos cu privire la cele șapte sărbători sfinte ale lui Israel și totodată la modul în care ele trebuie sincronizate. Aceste șapte sărbători încep cu ceea ce noi numim sărbătoarea pascală sau pesa, este sărbătoarea Paștelui sau sărbătoarea în care Domnul Iisus Hristos, pentru că El era prezent acolo, chiar dacă nu fusese încă întrupat, i-a scos evrei afară din Egipt cu mânătare. Aceasta este sărbătoarea care se sărbătorește prima dată. Apoi începe cea de-a doua sărbătoare imediat după sărbătoarea Paștelui, se numește sărbătoarea zimilor. Ține șapte zile și este o sărbătoare care, veți vedea, are rezonanță în viața Domnului Isus Hristos. La 49 de săptămâni numărate după Paște, cea de-a 50-a se numește sărbătoarea 50 Ceea ce uh, poartă numele la 50 de zile. Așadar, poartă numele de, de uh, sărbătoarea de coborâre a legii, de dare a legii. Aceasta a fost sărbătoarea 50.000 în mod inițial, ceea ce ulterior devine sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt și este adoptată în creștinism ca și sărbătoarea de naștere a Bisericii. După aceasta urmează sărbătoarea uh, de. Uh, Ispășire, apoi sărbătoarea uh, trâmbițelor, apoi sărbătoarea corturilor. Foarte interesantă această secvență, trebuie să le urmăriți îndeaproape pentru că ele sunt elementele care vă vor da și vă vor deschide palmaresul întregii lucrări lui Dumnezeu. cred că am omis sărbătoarea întâiilor roade care este imediat după sărbătoarea uh, azimilor de fapt în perioada aceasta. Este în prima zi de după șabatul de după Paște. Aceasta este o sărbătoare intercalată între toate acestea și veți înțelege de ce lucrează Duhul lui Dumnezeu în modul în care lucrează. Ei bine, când Domnul Iisus Hristos își prezintă tot acest ansamblu, El menționează acolo în lege. Îi spune lui Moise, trei concepte cheie, și anume, Moise vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului. În primul rând, trebuie să înțelegeți că toate aceste sărbători pe care noi le punem deoparte sunt sărbătorile Domnului Isus Hristos. Sunt sărbătorile Domnului. Nu sunt ale mele, nu sunt ale voastre, nu sunt sărbătorile în care să ne cinstim pe noi. Conceptul acesta sărbătoare, în fapt, S-a scris Moedim în limba originală. Moedim înseamnă programare, appointment. Iată așadar programările mele. Când îți faci o programare la medic, îți faci o programare să mergi la el, așa? așa nu îți faci o programare la medic ca să stai să sărbătorești acasă. Practic, iată așadar momentele în care eu, Moise, vin să mă întâlnesc cu voi. Mă sărbătorile acestea le veți vesti, continuă și citesc aici din Levitic 23 cu 2. Iată sărbătorile Domnului, sărbătorile mele așadar, pe care le veți vesti. Acolo este termenul kara Kara înseamnă să le strigi, să le proclami, să le spui pe nume. Le veți vesti așadar ca adunări sfinte, iar conceptul acesta este micra. Micra însemna să fie o întâlnire publică, într-un spațiu public, dar cu un scop precis. Să faci ceea ce englezii numesc rehearsal, iar noi românii numim repetiție. În biserici, ați văzut că de obicei tinerii se strâng sâmbătă, așa. -i? În multe biserici aici și peste tot în lume, tinerii au întâlnirea lor de sâmbătă și fac repetiție. Fie repetiție de cor, fie repetiție de tinere, pentru cântările care trebuie să fie cântate duminică. Acesta este ceea ce noi am spune în limba ebraică, micra. Dacă citești așadar textul din Levitic 23 cu 2, care reglementează modul în care urmau să fie toate cele șapte sărbători sfinte, și anume Paștele, Azimile, Întâiile Roade, coborârea legii, ulterior coborârea Duhului Sfânt, Ziua ispășirii, ziua trâmbițelor și ziua corturilor, sărbătoarea corturilor. Ca să faci toate aceste lucruri, trebuia să urmărești un protocol compus în trei termeni, și anume, acestea sunt toate Moedim, Moedim înseamnă nu doar sărbătoare în care mergem să ne să bem până ne, ne turnăm și în cap, ci înseamnă appointment, înseamnă o programare în care Dumnezeu însuși vine să se întâlnească cu noi. Aceste sărbători trebuie să le cara, cara înseamnă să le vestim, să le strigăm și să fim foarte preciși în momentul în care le anunțăm. Adică nu, dacă am spus că încep la 5, încep la 5 fix și nu la 5 un sfert sau 5 și 2 minute. Și apoi micra, care însemna adunare publică. De la tot acest concept așadar pornim să înțelegem astăzi ce înseamnă, ce înseamnă floriile. O săptămână înainte de învierea Domnului, cum spun one. E bine, ceea ce noi numim florii este practic intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. Mulți, pentru că nu cunosc contextul, o numesc intrarea triumfală în Ierusalim. Veți remarca, citind cuvântul lui Dumnezeu și în analiza noastră, că această intrare nu a fost una triunfală. Uh, în fapt, el a fost un declarat un soi de rege nelegitim, pentru că oamenii nu l-au vrut. Și veți înțelege toate aceste procedee. Dacă vă va rămâne însă ceva după aceste două întâlniri, aș vrea să vă rămână dorința de a studia Biblia cu precizie. Și dacă, ar, dacă aș vrea să Evidențiez ceva în fața domnilor voastre este să vă arăt cât de precisă este Biblia în analizele pe care le face. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Isus Hristos s-a apropiat de cetate. Este scris în uh, Luca, capitolul 19, este scris uh, în Matei, uh, și am citit uh, mai. Uh, de vreme, elemente pe care probabil le știți și către care nu mai insistăm. Domnul Isus Hristos mai fusese în Ierusalim. De unde știu lucrul acesta? Pentru că orice bărbat evreu, conform legii, și vă duc înapoi la Levitic 23, orice bărbat evreu, de la vârsta de majorat în sus, și când vorbesc despre majorat, vorbesc de la 21 de ani în sus era obligat să fie la Ierusalim de trei ori pe an, fără excepție. În sărbătoarea azimilor, care cuprinde Paștele, așadar, la sărbătoarea de dare a legii, la șavot și la sărbătoarea de șucot, adică la sărbătoarea corturilor. El mai fusese la Ierusalim. În fapt, dacă vă aduceți aminte, în multe ocazii este prezentat predicând în templu inclusiv la o vârstă fragedă. La o vârstă fragedă. Fuseze cu părinții lui acolo. De ce de data aceasta este ceva special? Totul se ancorează în jurul următoarei fraze pe care o rostește aproape obsesiv Domnul nostru. Nu mi-a sosit încă ceasul. Vă duceți aminte? Prima minune înregistrată în Ioan, Evanghelia după Ioan, este înmulțirea vinului. Și când mama Domnului Isus Hristos se apropie de el și îi cere să înmulțească vinul, Domnul Isus Hristos îi spune, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. O frază repetată așadar, obsesiv. De multe ori nici se apropie de el și îl roagă să pună în practică anumite aspecte. Și Domnul Iisus Hristos le rămâne. Nu mi-a susit încă ceasul. Într-o ocazie, în proximitatea sărbătorii corturilor, ucenicii se apropie de Domnul Iisus Hristos și îi spun, haide să ne urcăm la Ierusalim, pentru că trebuie să ajungem acolo și Domnul Iisus Hristos le răspunde ferm. Mergeți voi, pentru că mie nu mi-a susit încă ceasul. Și cu toate acestea, câteva versete mai, mai jos, veți vedea că a ajuns și el la Ierusalim. Mulți folosesc acest Mecanism ca să arate că Domnul Iisus Hristos cumva umbla cu ceara vopsită și să arate că Biblia este uh, neliniară și că nu prezintă date faptice și mai multe invenții. Pentru că spune, uite, Domnul Iisus Hristos a mințit aici, practic. El a spus că nu o să suie, că nu i-a venit ceasul, dar era prezent tot acolo cu ei. Iubiților, Domnul Iisus Hristos, celor sceptici acum le răspund, au urmărit un program la secundă nici măcar la minut. El a fost la secundă în locul în care trebuia să fie. Și când a ajuns acolo la șucot, a fost momentul în care s-a dus la templu și a strigat tare. cineva crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă. A fost sincronizare perfectă cu momentul în care marele preot a turnat din cădelniță apă la picioarele altarului în sărbătoarea șucotului. Domnul Iisus Hristos a cântărit fiecare moment al existenței sale. Aș vrea să vă pun următoarea întrebare, apropo. Cine credeți că a decis momentul răstignirii sale? Este cineva aici care știe? Fiți atenți! Marii preoți, farisei și cărturarii, au făcut o strângere și au stabilit în sinod să nu fie omorât în sărbătoarea pascală, pentru ca să nu se creeze tulburare în norod. Este înregistrat în Evanghelia după Marcu. Nu în timpul sărbătorii ca să nu se producă tulburare în norod. Vă aduceți aminte de următoarea expresie? Iisus, care știa că i-a sosit ceasul i-a zis celui care întindea mâna cu el în blid. Ce ai de făcut? Fă repede. Vedeți cine este în controlul cronometrului și calendarului divin? Nu doar că a stabilit cu precizie când să se ducă spre Golgota, dar a sincronizat totul într-un mod perfect stând împreună cu mine în aceste două săptămâni veți înțelege următoarele aspect faptul că Domnul Isus Hristos a fost răstignit în ziua de Paște chiar când mielul lui când mielul lui Dumnezeu Domnul Isus Hristos era întins pe cruce atunci marele preot a, a, a sacrificat mielul jos a fost pus în mormânt exact când începea sărbătoarea zimilor de aceea noi la cina Domnului luăm o azimă, a înviat exact în momentul în care a început sărbătoarea întâilor roade, a trimis la noi Duhul Sfânt exact în ziua cincizecimii, ca să urmărească și această sărbătoare. Schimbând astfel, sau hai să spun, adaptând, sau punând un nivel superior legii vechi, dacă legea veche fusese dată în ziua 50.000, legea Harului, adică Duhul Sfânt, a venit ca un adendum al legii vechi și ne-a dat ceva în plus. Biblia ne spune că el va veni apoi la sărbătoarea trâmbițelor, la cea din, ultima, cea din urmă trâmbiță. Va veni să facă ispășire pentru tot poporul în ziua Armagedonului, când va coborâ cu biserica lui și va lega pe cel rău și își va instaura mileniul împărăția lui pe acest pământ la sărbătoarea corturilor. Voi știți ce sărbătoresc evreii la sărbătoarea corturilor, apropo? De ce sărbătoresc această sărbătoare a corturilor? Se șucot, șuca, sau suca înseamnă cort. Dar e un cort ciudat, un cort care nu are acoperiș. Sunt doar niște zăbrele ca să vezi stelele. Este sărbătoarea în care poporul evreu sărbătorește coborârea lui Dumnezeu ca să locuiască împreună cu oamenii. Foarte interesant. Toate acestea simbolizează, au fost date evreilor ca să pună împreună, să proiecteze în mentalitatea lor tot planul lui Dumnezeu. Cum El va veni și va vrea ce răscumpărare pentru noi. Paștele. Azimile, întâile roade, venirea Duhului Sfânt la șavot, ispășirea, trâmbițele, cortul. Înțelegeți cum toate acestea se sincronizează? De ce v-am spus toate aceste lucruri? Asta pentru că totul pornește în calendarul evreiesc, într-o lună specifică numită Nisanu. Dacă mergeți să și vă uitați pe calendarele de pe internet, veți vedea că evreii s-au occidentalizat și ei. Și își pornesc calendarul istoric în toamnă. În ceea ce noi numim, în principiu, luna șaptea. Și folosesc luna Nisan ca fiind luna șaptea. Dumnezeu însă a instituit o altă regulă, și anume. El a zis în Exodul capitolul 12, versetul 2, se adresează lui Moise și spune așa, Moise, luna aceasta, adică Nisan, Nisan sincronizat cu calendarul occidental românesc sau englezesc, e undeva în luna aprilie mai tot timpul. Da? Și spune așa, Luna aceasta, luna Nisan, va fi pentru voi cea din întâi lună, prima lună așadar, da. pentru că ea este cea din întâi lună a anului. Foarte interesant, în in extensul, dacă vreți să vă uitați în Biblie, să vedeți în ce lună corabia lui Dumnezeu, făcută pentru Noe, a acostat pe vârful munților Ararat. Să faceți calculul și să înțelegeți un aspect. Și anume, pe data de 17 a lunii 7. A să nu uitați asta. Faceți calculele în Biblie. A fost un nou început pentru umanitate prin noi. Știți că Domnul Isus Hristos a fost răstignit în ziua de Paște, care este ziua a câta? A 14 ani, sanda? Câte zile a stat în mormânt? 3. Plus 14, cât înseamnă? 17. 17 Nisan este ziua unei noi reîmprospătări a umanității prin Domnul Isus Hristos. Vedeți cum toate la acesta se leagă. Dar revenim la ceea ce ne interesează pe noi. Domnul Isus Hristos spune așa. Moise, Nisan este prima ta lună de aici înainte. Pentru că este luna în care eu te-am scos din Egipt. Asta este luna în care vei începe calendarul tău de acum înainte. Apropo, dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, vei vedea că în momentul în care Moise face primul altar, data în care a coborât foc sfânt din cer și a aprins jerva pentru prima dată, a fost în data de întâi Nisan. Din acel moment, jerva urma să nu se mai stingă niciodată. De ce vă spun asta? Pentru că pe 14 Nisan este Paștele Domnului. Repet, Paștele Domnului, nu al nostru. Este o sărbătoare evreiască care atestă ieșirea poporului evreu din Egipt și mai ales modul în care îngerul a trecut pe lângă casele evreilor care erau însemnate cu sânge pe ușorii Și Asta înseamnă sărbătoarea Pascală. Interesantă este modul în care trebuie sărbătorit Paștele. În Levitic 23, noi nu avem spus tot procedeul în care trebuie sărbătorit, ci este inserată acolo doar o frază care sună așa: Să sărbătoriți Paștele după toate legile. Și datinile cu privire la ea. Dar nu ți le spune în mod direct în Biblie. Voi le știți care sunt legile și datinile cu privire. Apoi de unde știți să-l sărbătoriți atunci? Ei bine, toate acestea se găsesc scrise în cărțile necanonice ale evreilor. Sunt cărți scrise specific cu instrucțiuni, cu literă de lege cum trebuie sărbătorite veți rămâne surprinși că dacă vă veți adânci gândurile în ele, veți remarca modul fabulos în care proiectează imaginea Domnului Isus Hristos și în care vorbesc despre modul în care El va veni să răscumpere lumea. Dacă țineți asta în minte, vă va explica de ce Domnul Isus Hristos i-a condamnat când a intrat în Ierusalim. Veți vedea că i-a condamnat și a rostit un blestem împotriva poporului evreu. Ce reținem însă acum este următorul aspect și anume că Biblia ne precizează foarte clar în luna întâi, în a 14-a zi, vor fi Paștele Domnului. Dar, pentru ca să poți să duci la îndeplinire Paștele Domnului, Trebuie să pregătești un miel. Fiți atenți aici, pentru că asta este ceva care are o, un element surprinzător pentru mulți dintre noi. În exodul 12 cu 3, ni se spune ce este interesant la acest miel, așa nume. se vorbește întreaga adunarea a lui Israel și spune-i, în ziua 10, cu patru zile înainte așadar, fiecare om. Și când vorbesc despre fiecare om, aici este conceptul Adam. Bărbat. Fiecare bărbat, nu bărbat sau femeie, da? Fiecare femeie. Se bine cuvântezi, înseamnă că ești pe fază, frate. Fiecare om, fiecare bărbat. Să ia un animal de fiecare familie, un miel de fiecare casă, să fie fără cusuri. De parte bărbătească, având vârsta de un an. Veți putea să luați fie un miel, fie un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii întâi, a lunii acesteia. Și toată adunarea să-l junghie seara. Fiți atenți așadar, da? Avem așadar... Sărbătoarea Pascală pe 14. Dar Dumnezeu ne reglementează modul în care să fie luat mielul, care urmează să fie gerfit. El trebuie luat așadar cu patru zile mai devreme, cercetat cu amănunțime. Aici era o lege foarte fermă: să fie departe bărbătească, să fie în vârstă de un an și să nu aibă nici un cosor. Este foarte interesant acest aspect, pentru că dacă nu cunoști de aproape cuvântul lui Dumnezeu și cu precizie s-ar putea să te pierzi în amănunte, dar dacă îl cunoști și dacă îl cercetezi, toate elementele se vor așeza la momentul potrivit și la locul potrivit în fața ta și vei înțelege tainele lui Dumnezeu. Reîntorcându-ne la textul nostru pe care l-am citit în Matei, la intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, fariseii și cărturarii s-au potignit. S-au potignit pentru că poporul a început să cânte psalmul 118. Fiți atenți la acest aspect. La orice sărbătoare dintre cele șapte pe care vi le-am spus, Marele Preot împreună cu leviții, împreună cu farisei, cărturare și toți învățătorii, legii trebuia să facă un cordon de oameni, un convoi și cântau toți acești psalmi numiți Halel, de la 113 la 118. Și încheiau rostind următoarele versuri. Se găsesc în psalmul 118 și aș vrea să remarcați și să le citiți cu mare atenție. Pentru că reprezintă un fundament. Un fundament pentru noi. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Și avem așadar această imagine a Domnului Isus Hristos care intră în Ierusalim. Și ei cântau aici. Binecuvântat să vină pentru că. Ia, uitați-vă de ce vine versetul 22. Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Dreapta Domnului se înalță, versetul 16. Dreapta Domnului câștigă biruința. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți, pentru că dreapta Domnului câștigă. Fariseilor nu le-a convenit și știți de ce? Pentru că. Și aici aș vrea să, să mergeți și să înțelegeți. La momentul respectiv, Domnul Iisus Hristos, și fiți atenți cum se face următorul calcul. Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim exact în ziua a 10 -a. Și de unde știu lucrurile acesta? Pentru că, Ni se spune în Ioan, capitolul 19, capitolul 12, iertați-mă, faptul că cu șase zile înainte de Paște, Domnul Isus Hristos a venit în Betania, unde era Lazar Și veți vedea că a ajuns acolo seara. Voi știți că zilele la evrei încep când apune soarele. Deci, practic, Domnul Iisus Hristos a ajuns în Betania exact când urma să înceapă următoarea zi, care ar fi făcut ca el să ajungă sau să intre în casă cu cinci zile înainte de Paște, da? Și a doua zi ni se spune că a pornit la Ierusalim. Citiți asta în Ioan 12 cu 1. A pornit așadar în a cincea zi la Ierusalim și a ajuns Fiți atenți! La Ierusalim și s-a întâlnit cu acest convoi de oameni. Avem acolo episodul în care, ca să se împlinească profeția din Zaharia, capitolul 9 cu 9, unde ni se spune saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalim, pentru că împăratul tău vine la tine călare pe un măgăruș, pe, un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe, vine neprihănit și biruitor. Domnul Isus Hristos a intrat exact în același fel în Ierusalim. Și acolo s-au întâlnit două convoaie de oameni. Pe de-o parte era Domnul Iisus Hristos cu acești oameni care începuseră să-și arunce hainele de pe ei și să taie ramuri de finici. Ceea ce nu știți mulți dintre voi, pentru că nu aveți background-ul culturii evreiești, este că ramurile de finici nu se taie în timpul sărbătorii pascale. Acesta este un comportament specific sărbătorii corturilor. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au început să se manifeste ciudat. Au început să se comporte ca și cum era sărbătoarea corturilor. Deși urmau sărbătorile pascale. Cât de curând. Fiți atenți de ce vă spun lucrurile ăsta. Pentru poporul evreu toate cele șapte sărbători urmau să le readucă constant aminte că urmau să vină Mesia care să instaureze împărăția de o mie de ani. Când ei l-au văzut pe Domnul Isus Hristos, au înțeles că de data aceasta s-a împlinit prorocea și că trebuie musai ca atunci să înceapă împărăția de o de ani. De aceea l-au numit împărat. Și n-au mai vrut să sărbătorească Paștele pentru că știau că le venise Mesia. Au trecut direct la sărbătoarea corturilor. Interesant este că Domnul Iisus Hristos merge, înaintează prin mulțime, călare pe acest măgăruș. Apropo aici, mulți oameni uh, consideră că intrarea lui călărind un măgăruș reprezenta un semn al umilinței. Sunteți pe un teren minat dacă spuneți lucrurile acestea și dovediți că nu cunoașteți scripturile sau măcar cultura evreiască. Poporul evreu avea o lege și este găsită, o găsiți în Deuteronom. Și anume, împăratul nu avea voie să aibă cai pentru că îi, îl ducea în mentalitatea Egiptului. Chiar era o poruncă, împăratul nu are voie să aibă cai mulți, nu are voie să aibă mai multe neveste și a treia parte care era poruncită este tot timpul la scaunul de domnie, la căpătâiul lui să fie copia legii, ca să nu se depărteze de ea. Elitele lui Israel trebuiau să călărească măgari. Un mare preot nu-l vedea niciodată călare pe cal. Pentru că ar fi fost contopire cu Egiptul. Să nu credeți, nu insist aici, pentru că nici măcar nu are sens, dar vă rog, nu intrați pe teren minat considerând că cine a venit, pentru că a venit calare pe și reprezintă umilința. Nu în asta stă umilința, în ceea ce izbește ochiul. Nu, el a venit chiar ca un împărat. În fine, dar revenind, așadar, el vine și se întâlnește cu fariseii. De unde credeți că veneau fariseii aceștia? Grupul acesta de oameni. Era sărbătoarea în care se puneau deoparte mieii. Fiți atenți, un indiciu aici, la încheiere. Dacă citiți izvoarele istorice, veți înțelege că mieii pentru sacrificarea de Paște se creșteau într-un orașel micuț numit Betlehem. Betlehemul din Iudeea avea ca și rol, numit orașul lui David, avea ca și rol în economia vremii de atunci, era plătit de împărat și de templu, să crească miei pentru sacrificarea de paște. Ni se spune că, în izvoarele istorice, ni se spune că în paștele în care s-a fost sacrificat Domnul Iisus Hristos s-au dus la tăiere numai puțin de 150.000 de miei. Enorm, enorm de mult, enorm de mult. Dar fiți atenți! Marele preot așadar venea dinspre Betlehem în fruntea convoiului de preoți urmat de o sumedenie de miei care veneau la tăiere. Erau miei selectați să fie puși deoparte pentru sacrificiu de Paște și ca să fie vânduți oamenilor care aveau să-și serbeze Paștele acolo. Veneau așadar dinspre un punct al cetății, preoții cu miei lor, și pe cealaltă poartă intrase adevăratul miel al lui Dumnezeu. În exact ziua în care miei se puneau deoparte. Reflectați-vă, rog, la ce v-am spus mai devreme. Femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Uh, dragii mei ucenici, nu mi-a susit încă ceasul. Și de data aceasta Domnul Iisus Hristos se stuia la Ierusalim Biblia ne spune ca acela care știa că îi sosise ceasul să fie dat în mâinile oamenilor. Mielul a venit să se prezinte către analiză. Veți remarca săptămâna viitoare felul în care a stat sub analiză timp de patru zile. O analiză în care Biblia ne spune că a fost cercetat. A fost cercetat cu deamănuntul. Marcu 12 cu 13 au trimis la Iisus pe unii dintre varisei și irodieni ca să-L prindă cu vorba. L-au cercetat în trup, în suflet, în gândire, în mentalitate. Matei 26 cu 59, preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot sorodul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui ca să-l poată prinde, dar n-au găsit nici una. Nici una. De ce? Pentru că el era pur. Cu toate că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. Apropo, când satana va căuta să te vadă plin de vină, primul lucru care îl va face va fi să scoată împotriva ta martori mincinoși și vei fi otrăvit și împroșcat cu noroi. Să nu cedezi. Adevărul te va elibera și pe ei va o sândi. Interesant este însă că mielul a venit. Și acum, concluzia serii. Am ținut-o pentru sfârșit. Înainte să intre în Ierusalim, să fie pus pe măgăruș, să intre printre oameni, Domnul Isus Hristos s-a oprit și a început să plângă. a început să plângă și să strige de durere. Ierusalime, Luca 19 cu 41. Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Shalom în limba ebraică nu înseamnă armistițiu, pace de acesta de stil armistițiu, cum considerați domniile voastre, înseamnă reîntregire, să fii complet din nou. Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care te puteau face, ce ai fost cândva. Ierusalim înseamnă orașul păcii. Apropo, orașul păcii, să nu uitați. Dar, acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și fiți atenți de ce îți spune în versetul 44 din Luca 19. Pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetat. Păi dacă Domnul Isus Hristos îi judecă atât de dur și rostește un blestem împotriva lor, pentru că în momentul acela a pus peste ei o orbire, orbire care încă este în existență, frații mei mor în necredință și vor fi pierduți pentru totdeauna. Știți de ce? Apropo, pentru ca să aveți domniile voastre șansă. Ați putea întreba voi, dacă Domnul Iisus Hristos a rostit aceste judecăți, de ce le-a făcut? N-a fost el oare nedrept? De unde aveau ei să știe? Păi v-am spus mai devreme, toate aceste sărbători, toate componentele acestea, au fost scrise cu legi precise pentru o minte de evreu. Să nu uitați niciodată, Moedim, Micra și Cara sunt appointmenturile, programările lui Dumnezeu în care vine să se întâlnească cu omenirea. El vine. Sunt Cara, sunt strigate, sunt strigate și publicate tuturor și sunt necra, sunt exerăsate, sunt puse acolo încât tu de fiecare dată să le pui în valoare astfel încât când îl vei vedea pe Dumnezeu să știi cu precizie cine este. Și cu toate acestea ei au uitat că vine Dumnezeu. Au uitat că vine mirele lor. Au uitat că vine împăratul lor. Și atunci Domnul Iisus Hristos i-a blestemat. Un blestem care nu va fi pentru totdeauna. Când harul se va ridica de la neamuri, se va reîntoarce înapoi către ei și atunci ei îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Cu adevărat, este scris în Roman capitolul 9, capitolul 10, capitolul 11. Sunt trei capitole fundamentale în cartea din Rom Pistola lui Pavel către Roman care vă explică lucrul acesta. Și de acolo, în perioada necazului cel mare, când ei se vor întoarce la Dumnezeu, vor fi 144.000 de bărbați evrei care vor evangeliza semințiile de peste tot ale evreilor. Vedeți ce simplu e Biblia când o citești cu precizie? Este un cuvânt cu așa mare precizie încât nimic nu e la întâmplare. Dar trebuie să știți să o citești. Ce vreau să vă rămână în minte astăzi. Hristos vine. Calendarul lui este precis. El nu întârzie. Și Pavel ți-a spus asta. Și Petru ți-a spus asta. Ce te face pe tine mai bun decât te vrei de odinioară? Vei cunoaște tu venirea Domnului în viața ta? Vei cunoaște tu reîntoarcerea lui să-și biserică? Mielul a venit și s-a prezentat la cercetare. A venit mielul acesta și în viața ta. Te-ai legat cu el pentru veșnicie? Acestea sunt întrebări care ar trebui să-ți răsune în minte. Iubiții Domnului Iisus, astăzi, dumneavoastră nu sărbătoriți floreile, nici măcar intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Biblic ar trebui să sărbătoriți venirea mielului și supunerea de sine către analiză. Ca să arate lumii întregi că Dumnezeu s-a întrupat. Dumnezeu fără păcat a fost judecat de cei pe care i-a creat de șase ori într-o noapte și vom vorbi despre aceasta săptămâna viitoare și ulterior pus pe cruce. Ca tu și cu mine să avem juridic în jurisdicția și legea divină șansa Liberului arbitru, din nou. Din nou. Pagubă însă că cei mai mulți să se duc tot după ce rău. Dacă vreau să rețineți astăzi ceva, este că planul lui Dumnezeu se desfășoară cu o precizie microscopică. Și tu faci parte din el. Trebuie însă să te poziționezi corect. Dacă vrei să ajungi culmile gloriei cerești, pe aripile vântului, trebuie să înțelegi că fiecare cărlig care te ține ancorat pe pământul acesta poate fi tăiat doar de tine. Prin credința în Dumnezeu. Prin credința lui Dumnezeu. Dacă ești dependent de narcotice, de droguri, de gânduri, dacă ești dependent de bârfă, de bani, de femei, de pornografii, dacă ești dependent de vicii sau de viața însă trăită în depravare, bagă de seamă că vine mielul și așteaptă să te spele și pe tine. Mai este vreme. Mai este vreme. Nu face ce au făcut frații tăi evrei. Acum două mii de ani, când au ales să-și făurească propriul edificiu, și-au respins adevăratul rege. Dar va veni vremea când pietrele vor striga. Va veni vremea când pietrele acelea pe care a călcat Mântuitorul când a creat materia. Ele nu-L uită și nu-L vor uita niciodată. El îl cunosc, cum ar trebui să-L cunoaștem și noi. Dacă vrei să te faci frate cu Dumnezeu, se poate. Dumnezeu există și e mai real decât realitatea înțelegi. Dar o minte care se păcălește singură că este sceptică. Poate deveni sceptică. Redus la esența sa, va înțelege, va înțelege chiar și această minte că există Dumnezeu și vine. Tată, îți mulțumesc pentru că m-ai binecuvântat și prin mine ai binecuvântat pe frații și surorile mele. Ajută-ne să te primim, să te onorăm așa cum ești, să te acceptăm așa cum ești, să te iubim așa cum ești, să ne dedicăm ție pentru veșnicie. Amen.